Dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Personalitatea Zilei. Ați văzut pe parcursul timpului că suntem o televiziune deschisă, suntem primitori, suntem băcăuani și ne bucurăm foarte mult ca prin intermediul televiziunii să vă aducem alături de noi, alături de dumneavoastră, dragi telespectatori, oameni care reprezintă comunități din județul nostru. Suntem, pe de altă parte, bucuroși pentru că este prima oară când la Personalitate Zilei este domnul primar Ioan Bujor, primar al comunei Dofteana, care cu amabilitatea obișnuită a răspuns invitației noastre și astăzi este aici, la Exclusiv TV, pentru a ne povesti despre o comună frumoasă, o comună campioană. Noi ne mândrim și spunem că este una din cele mai frumoase comune din România. Și este o șansă pentru noi de a afla cum poate un om care reprezintă o comunitate destul de importantă din județul Bacău să adune aceste rezultate deosebite. Domnule primar, o să fiu scurt, o să trecem direct la subiect. În primul rând, vă urez bun venit la Exclusiv TV. Da, bună ziua și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. Vreau să le spun atât telespectatorilor cât și spectatorilor dumneavoastră, celor care ne aud acum, un an nou, pentru că suntem în luna lui ianuarie, cu multă sănătate, cu multă lumină în sufletele lor și să înțeleagă aspectul că și la administrația publică locală, în localitatea Dofteana, există o persoană și să aibă încredere în el, întrucât doresc să-mi duc toate proiectele la capăt și în continuare, ca localitatea noastră să arată cât se poate de bine. Haideți pentru început să vorbim despre comuna Dofteana, ca și număr de locuitori, unde se situată în județul Bacău și după aceea o să intrăm în câteva detalii despre cariera dumneavoastră politică. Da. Deci comuna Dofteana se află amplasată în partea de vest a județului Bacău, la confluența râului Trotuș cu râul Dofteana. Are o populație de 11.480 de locuitori la ultimul recensământ efectuat. Este formată din cele 7 sate, începând cu Larga, Cucuieț, Bogata, Dofteana, Seaca, Ștefan Vodă și Hăgheac. Deci în componența celor 11.480 de locuitori sunt cele 7 sate, după cum vă spuneam. Suntem amplasați în partea de vest, cum v-a spus, a județului Bacău, între cei doi mari munți, aș spune muntele Nemira, care se află la o altitudine de 1654 de metri înălțime și munții Berzunțului la 1000 de metri înălțime. Este o depresiune destul de frumoasă, cu un relief frumos, cu o faună, cu o floră destul de bogată și prima atestare documentară a acestei localități a fost în anii 1436, la data de 8 septembrie. În anul 2019 am sărbătorit 583 de ani de la prima atestare documentară. Da, iată cifre exacte. E foarte, foarte bine că telespectatorii noștri pot învăța și un pic de așezare geografică aici în județul Bacău. O să vă rog să povestim despre omul Bujor, Ioan Bujor. Când ați intrat în politică? Da. Despre omul Bujor Ioan pot să vă spun următoarele. Anul acesta, dacă dă Domnul și suntem sănătoși, voi împlini vârsta de 60 de ani. Mulți înainte. Mulțumesc frumos la fel. Anul acesta, în luna lui februarie, voi avea 41 de ani vechime în muncă, neîntreruptă, bineînțeles, cu cotizație la statul român. Anul acesta, pe 24 iunie, voi împlini 12 ani de administrație publică locală, deci sunt primar la al treilea mandat. În politică am intrat începând cu anii 2007, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană.
La acel moment când m-am hotărât să intru în politică, vreau să vă informez că din toate rudele mele sau tot arborele genealogic, niciodată și niciunul dintre noi nu au făcut politică. Și uitați că eu vorbesc, chiar eu m-am găsit să fac politică și să fac politică, nu chiar așa, decât de 12-13 ani. Am fost prima dată, nu racolat, înscris la o formațiune politică de dreapta, chiar nu aș vrea ca să-i dau numele pentru că toată lumea înțelege ce înseamnă dreapta, pe parcurs, pentru a rezolva multe probleme în interesul cetățeanului, am trecut la o politică de stânga, la ora actuală sunt și fac o politică de stânga din anii 2012-2013. Este politica de stânga mai apropiată de cetățean, de om? Haideți câteva lucruri ca să înțeleagă telespectatorii. Ce înseamnă o politică de dreapta, ce înseamnă o politică de stânga? Din câte știm noi, e mai aplicată către cetățean politica de stânga pe care face. Politica de stânga, acum pot să fac un pic de diferență și eu din experiența pe care o am, între politica de stânga și politica de dreapta există diferență în ce sens? Politica de stânga se ocupă cel mai mult de problemele sociale a cetățeanului. Pentru că în localitățile noastre, sau mai bine zis în România, administrația publică locală se bazează pe autonomie locală. Deci, într-un cuvânt, trebuie să faci și să răspunzi cerințele și interesului cetățeanului. Ce solicită cetățeanul? Și anume, deci cel care are venitul minim garantat cu probleme sociale trebuie să fie ajutat. Pe când partidul din care fac parte totdeauna pune accent pe acei care au probleme sociale, adică copiii abandonați, după cum vedem cu toții, marea majoritate a celor care au plecat, sau o parte dintre cei care au plecat în străinătate și nu au reușit să-și ia familiile cu ei, acei copii care au rămas, o parte dintre ei abandonați, au rămas în grijă asistențe sociale de la fiecare unitate administrativ teritorială. Ba din potrivă, am făcut și unele case sociale în unele locuri, de așa natură să le creăm aceleași posibilități care le are orice copil în România. Tot politica de stânga, am avut ocazia să fiu întrebat nu numai o singură dată de cei care conduc în România, nu numai Consiliile Județene, cât conduc și țara, în care întotdeauna și dintotdeauna am încercat să intervenim cei care au rămas pe drumuri. Pe drumuri în urma unor inundații, în urma unor incendii, zicem noi, de pădure sau de case, Doamne ferește, care au avut loc, întrucât am intervenit de așa natură, am refăcut acele locuințe sau dacă nu am venit cu sprijin material și financiar de fiecare dată. Deci politica de stânga se ocupă de cetățean mai mult ca oricând, indiferent ceea ce s-ar întâmpla, suntem întrebați sau suntem sprijiniți cu privire la ceea ce se numește școli, biserici, pentru că acolo există generatorul de educație în școli, în biserici și, bineînțeles, în casele noastre. Deci de fiecare dată să ajutăm omul, să lucrăm în interesul cetățeanului, chiar în condițiile în care suntem acei care scădem impozitele și taxele pe fiecare an sau nu le creștem decât doar atât, așa cum s-a întâmplat anul acesta și la noi la Dofteana, au fost crescute doar numai cu indicele de inflație. O creștere foarte mică, foarte puțină, în care cetățeanul nu știu dacă o simte față de anul 2019, în anul 2020, când nu e o creștere atât de mare. Iar politica de dreapta pe partea cealaltă merge înainte, bineînțeles că trebuie și respectată și acea politică de dreapta, pentru că o parte dintre cetățeni din România votează cu dreapta, o parte votează cu stânga, după cum se vede și conducerea de astăzi, dar în schimb politica de dreapta vede în față și întotdeauna și dintotdeauna au practicat un buget de austeritate. Deci nu se uită în dreapta, nu se uită în stânga, merge înainte și dezvoltă atât cât poate să dezvolte localitățile în general în mediul urban, dar cei de stânga s-au referit și se referă de fiecare dată ca ruralul să ajungă urbanul. Deci să se dezvolte într-un echilibru de așa natură cât se dezvoltă în mediul urban, se dezvolte și în mediul rural, pentru că toți suntem plătitori de impozite și taxe. Cum ați organizat activitatea în primăriei? Dăm un exemplu, vine un cetățean cu o anumită solicitare. Ați creat un flux al acestor solicitări ale oamenilor. Cum este primit cetățeanul în primăria din Dofteana? Da, deci de fiecare dată, v-am spus și eu repet, am aproape 12 ani la administrația publică locală.
Vă rog să mă verificați în fiecare dimineață la orele 8, eu sunt în ședință cu factorii de conducere. Factorii de conducere sunt acei șefi de servicii, sunt acei șefi de birou în care în fiecare dimineață am discuții cu ei. Le dau un program de lucru, îi întreb a doua zi după 24 de ore ce au făcut, pentru că ei merg în birourile lor și distribuie ceea ce le dau eu. Corespondența, în primul rând, pentru faptul că în momentul când la noi ajunge o corespondență, venind de la un oarecare minister, venind de la instituția prefectului, venind de la instituția Consiliului Județean sau de la alte instituții, ele vin la unitatea administrativ-teritorială și eu le dirigez către șefii de birou, iar șefii de birou le distribuie acelor funcționari care sunt competenți pentru a putea fi soluționate. Nu obișnuim să soluționăm în acele 30 de zile sau în acele 10 zile, așa cum ne prevede legea, ci cât se poate de repede. Am luptat și lupt și chiar aș putea să vă spun că am făcut, zic eu, progrese, pentru că acum 12 ani urmă vă vorbesc, permanent avem tot felul de reclamații, adică venea un cetățean, nu era servit pe loc, să spunem așa, un certificat fiscal care putea fi scos imediat la urgență. Nu, îi se spunea, vii după două zile sau vii după trei zile sau lăsați un număr de telefon, vă sunăm și dumneavoastră veniți și-l luați. Sau o adeverință pentru ca acea adeverință să fie folositoare acelor copii care primesc rechizite gratuite de la școală sau altele. În aceste condiții am făcut un regim de urgență. Imediat îi se emite pe loc adeverința sau certificatul fiscal și în maximul 30 de minute cetățeanul a plecat din primărie. În maximul 30 de minute vă vorbesc în momentul în care este aglomerat, dacă nu pleacă și mai repede. În aceste condiții zic eu că am implementat o disciplină, pentru că în prima zi când am intrat în instituția primăriei, am spus un singur cuvânt la secretară: doamnă, vă rog frumos să-mi comunicați în scris care este programul prefecturii județului Bacău. Prefectura este singura în toată țara care sunt reprezentanți ai guvernului în teritoriu. Ce program au dumnealor de la ora 8 la ora 16 în fiecare zi? Inclusiv vinerea. La noi de la ora 8 la ora 16 se lucrează în fiecare zi, inclusiv vinerea. De ce fac aceste lucruri? Nu știu dacă sunt atât de agreat în calitate de șef în fața acelor funcționari publici pe care avem la primărie, dar am implementat această disciplină spre binele cetățeanului. Pentru că cetățeanul obișnuiește, își ia o zi liberă de la serviciu și vine să scoată un certificat fiscal sau un alt document de la arhiva primăriei sau de la registrul agricol și atunci dacă l-ai amânat încă o zi, încă două, încă trei, iar trebuie să-și mai ia o zi liberă sau să învoiește. Și atunci își creează singur probleme la serviciul lui. Nu, cetățeanul este servit pe loc. Nu mi-am făcut un program de audiență. Deci, în permanență, programul nostru de la primărie este 8-16, iar ușa primarului permanent este deschisă pentru orice cetățean vine și pe loc, dacă se poate, se rezolvă situația. Deci vine la mine, mi-aduce la cunoștință unele probleme, chiar multe sunt probleme sociale, imediat am apăsat pe buton, chem șeful de birou și trimit să facă imediat o anchetă socială sau în urmă câteva zile am avut o problemă unei persoane care a fost abandonată și în condițiile astea nu avea loc unde să doarmă, imediat am luat măsuri cu cei de la asistență socială să-i oferim un pat cald undeva unde poate să fie cazată până îi găsim un loc mai bine stabil. Care este locul Comunei Dofteana în cadrul comunilor din România? Și nu pun întâmplător această întrebare, pentru că cred că foarte mulți telespectatori ai noștri știu că această comună, Comuna Dofteana, este una din cele mai frumoase comune. Cum ați reușit să plasați în topul comunelor din România această comună? Ați reușit din primul moment, de la primul mandat sau pe parcurs? Cum au decurs lucrurile? Și să-mi spuneți din ce organizații faceți parte dumneavoastră ca și comunitate, da, ca și comună. Deci Comuna Dofteana face parte din Asociația celor mai frumoase sate din România începând cu 2010, dar nu eram caracterizați ca și nu am primit acele premii ca fiind una dintre cele mai frumoase sate din România în 2010, ce am primit după anii 2014. Anul 2019 am primit distincția una dintre cele mai frumoase sate din România, pe motiv. Deci s-au analizat. Practic depui acolo un dosar și în momentul când ai depus acel dosar, cu toate realizările care au stat la baza dezvoltării localității noastre, și atunci te clasifică, există o comisie în care te clasifică dacă poți intra sau nu poți intra în acea asociație.
Ce înseamnă Asociația celor mai frumoase sate din România? În primul rând, se ia ca și așezare, locul unde vedeți dumneavoastră și cum spuneam mai înainte, suntem așezați între cei doi mari munți în acea depresiune de munte, așa. A doua situație este vorba despre datini și obiceiuri care la noi, de anul nou, de Crăciun, cel puțin luna lui decembrie, avem numai datini și obiceiuri care de fiecare dată suntem solicitați în multe locuri în țară să participe cetele noastre de urși, de iroși, de toboșari, de mascați, împreună cu dansul măștilor, împreună cu ansamblul datini trotușene care s-a instalat și este și funcționează în localitatea noastră cu sprijinul unității administrative teritoriale și funcționează inclusiv prin bugetul nostru, prin costumația pe care am pus-o noi la dispoziție. Următoarele situații pe care ne-au adus să facem parte din cele mai frumoase sate din România este și suprafața pe care o avem. Avem 17.480 de hectare teren administrativ, dintre care 12.500 de hectare avem numai pădure. Deci un centru de agrement, un aer rarefiat care se găsește în localitatea noastră. Un alt criteriu pe care ni s-a permis este și acela cu numărul de locuitori. Deci numărul de locuitori avem 11.480 până în 12.000 de locuitori și facem parte din primele 6 localități ca număr de locuitori din România. Deci toate acestea ne-au caracterizat și am primit distinția de sat european. Deci suntem sat european, trebuia să mergem în luna lui decembrie, dar nu am avut posibilitatea să ajung la Bruxelles să primim această distinție de unul dintre cele mai frumoase sate europene din Uniunea Europeană, dar probabil pe parcurs își voi reveni și voi participa cu altă ocazie. Deci, în mare, v-am spus câteva criterii care ne-au caracterizat și ne-au adus pe această linie. Localitatea este, și după cum o vedeți și dumneavoastră, este destul de mare, avem ca o suprafață de peste 65 de kilometri numai de drumuri de utilitate comunală, care aș putea să vă informez că peste 85% sunt asfaltate, sunt modernizate. Da, cum au contribuit cetățenii la acest aspect frumos al comunei? Da, în primul rând cetățenii au contribuit la acest aspect frumos al localității, pentru că localitatea noastră, vedem în toată țara așa, au rămas satele sărace, au rămas satele fără populație, au rămas satele îmbătrânite. La noi nu. La noi ce se întâmplă? Vin cetățenii în această localitate, nu pleacă și nu numai faptul că vin cei care sunt plecați în afara granițelor țării, se întorc sau se întorc înapoi și își construiește o casă, vin și din alte localități, își construiesc case. Din aceste motive nu a scăzut numărul de locuitori, dimpotrivă a crescut numărul de locuitori. Motivul care este? Cetățenii și-au înfrumusețat casele, și-au înfrumusețat, vedeți dumneavoastră, mai nou a apărut acum, zidesc gardurile, nu le mai construiesc nici din scândură, nici din fier beton, nici din fier forjat. Nu, construiesc gardul din zidărie solide, cum era cândva, cu mulți ani în urmă. Bineînțeles, cei care au construit au văzut și ei în afara granițelor țării, s-au inspirat de acolo și au venit și modernizează și localitatea noastră, la fel cum sunt și alte localități. Bineînțeles, s-au înfrumusețat casele, au ridicat case moderne, pentru că în fiecare an emitem în jur de 60 de autorizații de construire. 60 de autorizații de construire, case P+1, case P+M, deci parter plus masardă, marea majoritate își construiesc case mari. Știu că este greu să le construiești, este greu să le întreții după aia, dar, domnilor, uitându-se în spate că vin și alte generații, copiii domnilor, nepoții domnilor, se gândesc să rămână stabili în această localitate. Mă uitam în noaptea de Revelion, când am dat un frumos foc de artificii și au fost, nu exagerez, peste 6-7 mii de oameni în fața unității administrative teritoriale, de așa natură s-a blocat toată circulația, au venit oameni să asiste la acel spectacol care a început în jurul orilor 23 până la orele 24 când am dat focul de artificii. Foarte multă lume străină care nu era din localitatea noastră, au venit: domnule primar, haide să facem o poză împreună, ne-am felicitat, am băut o gură de șampanie și i-am întrebat pe câțiva dintre ei: cu ce ocazie în Dofteana și de unde sunteți? Erau persoane din Galați,
invitați din Vrancea, din București, din Constanța, care am făcut poze cu ei și au spus, domnule, am venit la prieteni, am venit la rude, dar am venit și aici în localitate, întrucât am văzut pe toate site-urile dumneavoastră că aveți datini și obiceiuri cum nu sunt în alte locuri, pentru că jocul urșilor, dacă studiem bine istoria, vedeți, este un joc arhaic, este un joc în care nu în orice localitate, practic aici la noi s-a implementat și aici s-a născut Dofteana și Dărmănești, pentru că Dofteana și orașul Dărmănești au fost și sunt întotdeauna înfrățite, pentru că obârșia satului Dofteana este în satul Brătulești, undeva s-au despărțit în anii 1436 în urma invaziei tătărești care a fost și a incendiat Biserica Ortodoxă din Dofteana și o parte dintre cetățenii au luat-o către Dărmănești, o parte a luat-o către Dofteana, cei din Dărmănești li s-a pus numele de Dărmănești după fostul conducător Dărman, iar cei din localitatea Dofteana li s-a pus denumirea de Dofteana după apa Dofteana care se scurge din muntele Nemira. Care sunt cele mai importante obiective de infrastructură pentru o comunitate? Vorbim în general, după care o să trecem să vedem cum au evoluat acestea pe parcursul mandatelor dumneavoastră. Ce are nevoie un cetățean în mediul rural, așa cum este Dofteana? Dom'le, în momentul când ai intrat în administrația publică locală, în primul rând, nu poți să ajungi acolo dacă nu te vor cetățenii. Mulți poate doresc să ajungă pe acel scaun, dar în primul rând trebuie să-i lămurești pe cei din jur, să te dorească și ei să ajungi pe scaunul și pe fotoliu de primar. După ce ai ajuns acolo, bineînțeles că ai specialiștii. Specialiștii sunt acei de la urbanism, de la secretariat, de la contabilitate, de la compartimentul juridic, te consulți cu specialiștii la rândul lor, te consulți și cu firme de consultanță care sunt de bună credință, nu numai faptul să-ți ia sumele de bani, ci și să te sprijine în proiectele pe care dorești să le derulezi. Iar eu ce am făcut? În urmă cu 12 ani am avut discuții multe, nu numai în campanii electorale, cât și alte discuții cu societatea civilă, cu persoanele din localitate. Mulți își doreau, domnule, vreau să-mi construiesc o casă, nu știu pe ce deal, pe ce munte sau pe malul apei. Am avut discuție cu specialiștii. Cum? Cu cei care întocmesc cadastre, cu cei care întocmesc pugul localității, cu cei care sunt abilitați să întocmească puzul localității. Adică planul pentru urbanistic. Planul urbanistic general și planul zonal. Bun. Deci pentru a dezvolta aceste două, urbanistic, planul urbanistic zonal și general, trebuie să iei legătura cu specialiștii. Lucru pe care l-am făcut. Am trecut din extravilan în intravilan, de așa natură, să dau posibilitatea celor care venise din județul Constanța, din București, care au venit și doreau să construiască case de vacanță, în primul rând, cu intenția ca pe parcurs să-și construiască și pensiuni. Ce a trebuit să fac? Unitățile administrativ-teritoriale în lege au dreptul să creeze posibilitatea trecerii din extravilan în intravilan și posibilitatea utilităților. Degeaba treci un teren din extravilan în intravilan dacă nu are rețea de apă potabilă. Degeaba treci dacă nu are sistem de energie electrică și iluminat public. Degeaba treci dacă nu ai canalizare și gaz metan. Ce am făcut eu? Am pus la dispoziție, deci am trecut tot ceea ce a fost de trecut în anul 2010 din extravilan în intravilan, iar la 10 ani îți permite legea să majorezi încă o dată pugul. Lucru pe care l-am făcut și cred că cel târziu în luna lui aprilie anul 2020 voi aproba al doilea pug al localității de când sunt la administrația publică locală, dând posibilitatea celor care doresc să construiască în localitatea noastră și doresc să dezvolt turismul. În aceste condiții am turnat asfalt de la Parcul Dendrologic Dofteana până la Părăul Adânc, cum spunem noi, o zonă pe o lungime de 3 km și aș vrea să dezvolt turismul în acea zonă. Am extins rețeaua de apă, rețeaua electrică și apoi asfaltul. Urmând pe parcurs, acum suntem și aș vrea să dezvolt ideea, suntem în faza de studiu de fezabilitate în vederea aducțiunii de gaz metan în localitatea noastră. Chiar mâine, începând cu orele 9:30, vin specialiști de la Târgu Mureș și vom parcurge pe jos tot traseul rețelei de gaz metan din localitatea noastră, inclusiv sub traversările și supra traversările care se fac
pentru cele două sate, Larga și Cucuieț, le vom parcurge pe jos și apoi se va lucra la studiul de fezabilitate. Revin la întrebarea dumneavoastră. Pentru a putea dezvolta o localitate, ai nevoie de infrastructură, ai nevoie de apă potabilă, că nu poți să torni asfalt și după aia apă potabilă, deci am extins rețele de apă potabilă, distribuția de apă potabilă, rețele de energie electrică și apoi asfalt. La ora actuală, începând cu anii 2020, anul acesta, avem proiectul de canalizare în întreaga localitate a noastră, proiect realizat și implementat prin POIM. Știți că sunt aceste proiecte europene, da, care... Da, detalii asemenele pe POIM înseamnă un program de... operațional, de... regional, care se ocupă cu implementarea canalizării, nu, apei uzate și ape potabile în fiecare localitate. Deci, prin acest program primiți o finanțare din partea... Deci finanțarea din partea Uniunii Europene este de 80%, 18% de la Guvernul României, iar 2% de la Unitatea Administrativ Teritorială Dofteană. Deci din bugetul comun. Bun. Noi am primit o eșalonare, începând cu 1 ianuarie 2020, a sumelor doi bani care se eșalonează pe 4 ani de zile cu cei 2% care noi trebuie să-i aducem la bugetul național. Și ce trebuie? Am pus la dispoziție o suprafață de 5.800 de metri pătrați pentru stația de epurare, am pus la dispoziție tot terenul în care trebuie să implementată canalizarea. Terenul nu-l predai numai așa că vrei tu să-l predai, ci trebuie să-l predai în baza unei schițe cadastrale. Deci trebuie să fie introdus în inventarierea domeniului public, lucru pe care l-am făcut. Și a doua problemă, i-am întocmit și cadastru. Deci anul acesta, dar cred că nu mai devreme decât după a doua decadă a anului acesta, deci după jumătatea anului, va începe canalizarea în locurile unde nu s-a turnat asfalt în ultimii 5 ani. Așa, iar în urma canalizării trebuie să vin cu aducțiunea de gaz metan. Deci asta constă în infrastructura localității noastre și poți să atragi inclusiv pe acei care vin să desfășoare o activitate economică, iar cei care sunt în localitatea noastră vorbesc așa, domnule, dacă am tot ceea ce există, utilitate, apă, gaz, canal, infrastructură, mă refer la asfalt, atunci... Sigur că oamenii nu vor mai pleca din localitatea noastră și se vor dezvolta în continuare. Am gândit proiectele acestea pe termen mediu și lung, am gândit aceste proiecte pentru implementarea gazelor încă de acum câțiva ani în urmă, iar vom executa, să zic așa, o rețea de gaze așa dimensionată întrucât gândim că peste 25 de ani să poată fi racordat și ceilalți care vor veni în urma noastră și celelalte generații. Cum colaborați cu consilierii locali? Cum, ce hotărâri luați în Consiliul Local mai importante și care este mecanismul propunerii proiectelor? Bănuiesc că dumneavoastră sunteți inițiatorul la mai mult de 90% din proiecte. Da. Haideți să vă vorbesc despre Consiliul Local din anii 2008 și până astăzi. De fiecare dată, cetățenii din localitate au înțeles faptul că mă alege primar, indiferent de formațiunea politică, v-am spus că am fost și la alte formațiuni politice, m-au ales primar și chiar am prins când era din două tururi la acel moment. Până la urmă, oamenii aleg omul. Da. M-au ales din primul tur de fiecare dată și de fiecare dată, deci cele... Al doilea și al treilea mandat le-am depășit cu 75%, al doilea l-am avut cu 84%, al treilea cu 75%, iar primul cu 64-65%. Mulțumesc! De fiecare dată am avut majoritatea în Consiliul Local. La al treilea mandat am două treimi. Am mai mult decât majoritatea. Din 17 consilieri, 12 sunt ai mei. Mai am un pic, cred că anul ăsta, în 2-3 luni de zile și ajung aproape la 3.000 de proiecte de hotărâre pe care le-am inițiat eu și am venit în Consiliul Local și totodată le-am și susținut. Așa. Chiar dacă au fost consilieri din opoziție, au înțeles faptul că vin cu proiecte care stau la baza dezvoltării întregii noastre localități. Nu am venit cu alte proiecte pentru interesul meu propriu sau interesul unor formațiuni politice, ci nu. Am venit cu proiecte pentru dezvoltarea localității noastre Dofteana pentru toți cetățenii. Și am inițiat pot peste râul Trotuș,
care are o lungime de 125 de metri, care se folosește întreaga localitate. Întrebarea mea ar fi, cum ar fi putut un consilier local să se abțină sau să nu fie de acord, în condițiile în care noi în campanie electorală am promis cetățenilor din satul Larga căci un pot face totdeauna legătura între două sau mai multe localități. Da, am scurtat drumul, să spun așa, pentru că ocolea 3-4 km pentru a ajunge la o stație PECO, ocolea 3-4 km pentru a ajunge la primărie, la dispensar, la bibliotecă, la centru cultural multifuncțional, că totdeauna centrul civic a unei localități este în centrul localității. Și am făcut acel pod folositor întregii localități. S-au inițiat proiect prin PNDL 1, cu mulți ani în urmă, 2013, 2014, 2015 și le-am implementat în 2016. Așa, 8 km în satul Larga, în satul Cucuieț, în satul Seaca. Cum ar fi putut să nu aprobe celelalte măsuri pe care le-am luat construirea unui cămin cultural în satul Bogata pentru un proiect european care a costat 608.000 de euro fără dotări și fără TVA? Proiect care a fost inițiat, am făcut recepția la terminarea lucrărilor și așteptăm banii de la Uniunea Europeană. Cum ar fi putut să spună că nu aprobă un proiect european pe care aș vrea să vă spun că este cel mai puternic proiect pe care eu l-am inițiat de când sunt primar de 12 ani, de 60 de miliarde, vă vorbesc în bani vechi, 1,5 milioane de euro fără TVA, plus lucrări suplimentare încă de 7 miliarde, deci am depășit 75 de miliarde, așa, care l-am luat ieri în primire de la constructor. Consolidarea acelor maruri abrupte care au fost afectate în anul 2005, în care 7 familii din satul Hăideac nu aveau posibilitatea să iese din curte, ci ieșeau unul la celălalt. Nu avea posibilitatea să intre cu animale, nu avea posibilitatea să intre cu recoltă, iar copiii când pleca la școală trebuia să treacă prin curtea celuilalt. Deci toate aceste proiecte au fost aprobate în unanimitate, aș putea să vă spun, de fiecare dată de consilierii locali, indiferent de culoarea lor politică. Au mai fost mici, să vă spun așa, 1%, să spunem așa, că, băi frate, s-au abținut, dar proiectele au trecut, pentru că noi am avut majoritatea. Iar aș vrea să vă spun, postul dumneavoastră televiziune, un primar, dacă îl alegeți și nu-l alegeți cu majoritatea consilierilor, indiferent de coloratura lui politică, uitați-vă în alte localități unde prea multe nu au putut să facă. Da. Nu ai majoritate, nu poți să inițiezi proiectul. Iată, deci ați reușit să convingeți consilierii că proiectele dumneavoastră sunt fezabile, că sunt utile comunității și nu numai. Acum trebuie să le spun telespectatorilor noștri că de fiecare dată când televiziunea noastră a venit la dumneavoastră în comună, v-am găsit ori în teritoriu, ori la birou, de sunteți prezent de la prima oră, chiar mai devreme de ora 8 v-am găsit. Asta e un lucru foarte bun și cred că și alți primari ar trebui să înțeleagă, pentru că aici o să spun că am exemple de primari din județul Bacău pe care nu i-am găsit din 2015 până acum, i-am găsit o dată sau de două ori. Nu că ar fi avut treabă. Nu i-am găsit, efectiv. Ori lucrurile merg foarte bine atâta vreme cât primarul este implicat direct în viața comunității și e, hai să spunem, poate uneori este comparabil cu familia, da? Este ca și cum vedeți dumneavoastră din acest punct de vedere primăria cu viața de zi cu zi, că bănuiesc că nu prea aveți timp, da. Ajungeți târziu, plecați de vreme de acasă, ajungeți mai târziu. Da. Cum v-ați obișnuit cu acest program? Deci din punctul ăsta de vedere, vă spuneam și mai înainte, pe data de 2 februarie voi împlini 41 de ani de când lucrez, de când am servici. În general, numai la stat așa s-a întâmplat, pentru că înainte de a ajunge la instituția primăriei Dofteana, am venit de la District Gaz Nord, Târgu Mureș. Deci a fi un om corect și a implementa o disciplină atât acasă, acolo unde coordonez o familie până la urma urmei, iar la primărie același lucru. Pentru că ești un model, ajungând primar cu majoritatea voturilor cetățeanului, ești un model în localitate. Model de ce? Model de om gospodar, model de om corect, model de om care respecti pe celălalt, pe aproapele tău, model de om care știi să coordonezi lucrările de așa natură să fie folositoare întregii comunități. Deci, cei care sunt subalterni la instituția primăriei mă copie pe mine ca pe un model, așa gândesc eu. Dacă eu ajung târziu, își permite și el să ajungă mai târziu.
Dacă eu încerc să mint, își permite și el să mintă. Dacă eu încerc să degiversez unele lucruri și el încearcă să le mute de colo-colo și să le amâne de la o zi la alta. Repet spunându-vă faptul că mă prinde dimineața, poate ajung la 6:30, la 7, cel mai târziu la 7:30, aproape înaintea tuturor. Mai puțin femeia de serviciu care vine dimineața la ora 5 pentru că trebuie să aspire, să fac curățenie în birouri, să le aerisească și să le pregătească birourile pentru funcționarii care vin la serviciu. Deci vin acolo și s-au obișnuit oamenii, vin în audiență, nu audiență, vin să aducă la cunoștință niște lucruri de dimineață. La 7:30 știi că îi găsește primarul acolo. Totdeauna sunt probleme. Ori sunt chemat la ședință la ora 10, la ora 11 sau chiar la ora 9, dar eu nu abandonez cetățeanul. Chiar dacă ajung un pic mai târziu câteodată la ședință, alerg mașina, este adevărat și nu prea este atât de bine, dar trebuie să fiu corect și la ședință, acolo unde am dat semnătura că trebuie să ajung la ora stabilită, dar trebuie să fiu corect și cu cetățeanul din mers sau îi spun așa, ăsta este numărul meu de telefon, plec la Bacău, vă ascult la telefon și vă dau o soluție din telefon mergând pe drum. În felul ăsta așa lucrez ca să pot să lucrez cu cetățeanul, dar corectitudinea mea față de cetățean și de program nu există. Iar la ora 16 niciodată nu plec acasă. În cursul zilei de ieri seara am rămas să studiez niște documente și aproape de ora 17, ora 5 seara, au intrat niște cetățeni, ei au venit de la serviciu, domne, știam că vă găsesc aici și mi-au adus la cunoștință niște probleme. Nu am un program la care să încep și nici nu am un program la care să termin. În permanență, dacă vrei să faci treabă la primărie și... Chiar aș vrea să vă spun că au avut liber funcționare de pe data de 24 și până pe data de 3 s-a lucrat doar 2 zile. Eu n-aș putea să vă spun că chiar în fiecare zi am venit, dar aproape în fiecare zi am venit, mi-am găsit câte ceva de făcut. Mi-am făcut programul pentru data de 3-4 ianuarie când am început serviciu. Am studiat alte documente, alte legi, ca să pot să le pun pe masa Consiliului Local. Am studiat viitoarele proiecte de hotărâre. Am făcut o schiță a bugetului pe anul 2020, deci în permanență, chiar dacă am studiat și presa, pentru că trebuie să fiu un om informat. Vreau să mă consider un om informat mai bine ca alții. Deci sunt acolo prezent pe scaunul respectiv și am studiat și presă, mai multe ziare, așa, am studiat și celelalte de pe rețele de socializare, m-am documentat cât de cât, am avut timp și de familie, am avut timp și de oameni, am avut timp să primesc și pe cei care vin cu datini și obiceiuri, mi-am făcut timp de așa natură să mă pot și odihni un pic, am făcut o plimbare și prin munte înapoi, mi-am făcut treburile. Deci, repet spunându-vă, angajații și cei, inclusiv cei de acasă, familia, te consideră un model de om și trebuie să dai un exemplu. Și cu programul, inclusiv cu îmbrăcămintea, inclusiv cu comportamentul dumneata. Deci trebuie să fii un exemplu pentru toți. Și dacă le implementezi și atragi atenția unui funcționar public, vezi că n-ai vorbit bine sau nu i-ai dat un răspuns, că funcționarul știți cum este, el vine la servici, are 2 misiuni de îndeplinit. Prima, să fie prezent acolo, așa, să semneze statul de plată și știe că trebuie să iese la pensie. Dar în momentul când există un șef să-l pună la treabă, în momentul când există un șef să-l și urmărească exact dacă și-a făcut treaba și dacă a făcut-o corect, atunci el începe să se modeleze, începe să respecte. Cel care nu respectă, mai există o altă posibilitate, plecarea pe ușă, să duce unde dorește el. Dar aici, stăpânul nostru și finanțatorul nostru este publicul. Și dacă este publicul, trebuie să-l respecti. Într-un cuvânt, ți-o intra pe ușă, bună ziua, e răspuns la bună ziua funcționarului, nu? Trebuie să-i răspunzi. Trebuie să-l întrebi ce doriți. Cu ce vă servesc? Da, trebuie să-i mai dai și calea celălalt. Omul vine, nu știe, este necunoscător. Dar el vine și întreabă. Și spune, uite, posibilitatea asta nu este, dar ai altă posibilitate ca dumneata să-ți faci documentul în felul ăsta ca să fii fezabil, să fii acceptat în altă parte unde te duci, la oficiul de cadastru, unde te duci dumneata. Certificatul fiscal, să te duci să scoți un cazier, totul. Vino în sprijinul cetățean, nu e închis ușa, nu se poate, nu aici, să i-ai vorbit urât. Au fost câteva perioade din primul mandat. Dar am încercat și am spus, vă rog frumos să nu mai vină niciun om cu reclamații că ai vorbit urât. Atât. Mai e și posibilitatea cealaltă. Nu au pauză de masă. Da, am înțeles. Dar există timp să poți să stai la masă jumătate de oră din cele 8 ore de așa natură, servește-l pe omul care a venit, dă-i documentul respectiv solicitat și ai timp și tu să mănânci. Îți faci timp, se poate.
Deci, pentru a lucra în interesul cetățeanului, trebuie să ai șeful care te verifică, care te pune la treabă și totodată mai sunt multe de făcut. De ce să nu vă spun? Mai sunt multe de făcut în implementarea acelui funcționar public. Mai sunt multe. Dar eu zic așa că marea majoritate i-am educat și i-am civilizat de așa natură, încă nu sunt probleme atât de mari, că probleme sunt peste tot. Da, iată, ați creat un mecanism de funcționare a activității din primărie, care până la urmă vine ca un răspuns al încrederii. Cetățenii v-au votat pe dumneavoastră, dumneavoastră trebuie în interesul cetățenilor să puneți lucrurile în ordine și cred că ați reușit în mare parte, pentru că, încă o dată spun, televiziunea noastră participă la foarte multe evenimente și le spunem și vă mulțumim cu această ocazie că ne chemați și aveți o transparență decizională rară, zic eu, în județul Bacău. Filmăm și ședințele de Consiliu Local, venim și la finalizarea unor proiecte, la diverse activități culturale, iată, au fost sărbătorile de iarnă pe care noi le-am publicat. Este foarte bine că presa găsește un corespondent la dumneavoastră pentru a prezenta tuturor lucrurile așa cum sunt în Comuna Dofteana. O să vă rog să mai precizați anumite aspecte pe care le-ați gândit pentru emisiunea noastră de astăzi. Ce considerați că mai trebuie să completăm? Da, ce aș considera? Aș vrea să informez cetățenii care ne privesc și în special pe cetățenii din localitatea noastră. Chiar dacă anul acesta este un an electoral și poate este unul dintre cei mai grei ani electoral, pentru că vedeți dumneavoastră ceea ce se discută la plan, pe plan național despre alegerile anticipate sau despre alegerile locale cu primare în două tururi și multe altele. Aș vrea să informez cetățenii din localitatea noastră căci un mandat pe un primar este puțin ca el să facă ceva. Este greu, că trebuie să implementeze și proiecte. Dar este prea mult două mandate să nu facă nimic. Nu mai vorbim de faptul că eu am trei mandate. Aș vrea să-mi fac un raport așa de activitate scurt, dacă aș putea, ca să vă-l explic dumneavoastră. Numai în al treilea mandat, ceea ce am putut să fac eu, nu numai vorbesc faptul că am promis cetățenilor. Și aș lua în primul rând cu proiectele europene. Proiectul european prin măsura 125, modernizarea drumurilor de acces agricol, care face legătura între orașul Dărmănești și Comuna Dofteana pe o lungime de 3 km, făcut încă din anul 2016 până la ora actuală. Proiectul european pe măsura 72, cel care v-am spus că ieri l-am luat în primire de la constructor, pe o lungime de 10 km modernizare drum asfaltat, inclusiv pe o lungime de 195 de metri consolidarea unor maluri abrupte înalte de 6 metri și 195, după cum vă spuneam, lungime, cu gabioane îmbrăcate în beton, valoarea de 70 de miliarde depășit. Un alt proiect european pe măsura 76 este acel căminul cultural din satul Bogata, care m-au costat 608.000 de euro fără TVA și fără dotări. Dotări mă refer la ce? Mese, scaune, bucătărie dotată conform normelor europene, inclusiv instrumente muzicale în valoare de 3 miliarde. Acolo își desfășoară activitatea un ansamblu artistic, Bobocei din Dofteana se numește, care am încheiat un contract de prestări serviciu cu o doamnă și acolo aduc copiii, acei copii care vor să facă dansuri, acei copii care vor să cânte, care au înclinații și abilități în așa ceva. Un alt proiect european este acel proiect prin GAL. GAL Valea Muntelui, care vom asfalta un kilometru în satul Cucuieț, am pregătit toată infrastructura, când va fi cald, atunci vom așeza covorul asfaltic. Deci tot proiect european. Un alt proiect european, prin proiect operațional regional, este școala din Dofteana, care este undeva amplasată mai sus de primăria Dofteana, în care am dat ordinul de începere a lucrărilor, iar anul acesta se va construi o bucătărie cu 151 de locuri, deci o sală cu mese cu 151 de locuri, inclusiv bucătăria unde se prepară masa caldă a tuturor copiilor de la acea școală, care are 600 de copii, aproximativ 600 de copii. Deci v-am vorbit până acum de 5 proiecte europene care ele sunt în derulare. Haideți să vă vorbesc despre proiectele guvernamentale. Am inițiat din 2016 până la ora actuală proiectele prin PNDL1 care au fost asfaltat. Drumul de pe Lozia Cucuieț, drumul care face legătura din satul Larga până în satul Păgubeni din orașul Dărmănești și drumul din satul Seaca. PNDL2,
se referă la ce? Drumul asfaltat de la Parcul Dendrologic până la Părău Adânc pe o lungime de 3,2 km, grădinița cu program normal din satul Dofteana cu o suprafață de 800 de metri pătrați, grădiniță nouă care a fost terminată și am luat-o în primire, inclusiv s-a făcut recepția la terminarea lucrărilor, cele două poduri de pe Valea Codrului, pe o lățime de 6 metri și o lungime de 12 metri care au fost gata, finalizate, celălalt pod de pe Valea Codrului care a fost făcut în valoare de 5 miliarde, care a fost construit în anul 2019 cu bugetul nostru local, deci astea sunt cele guvernamentale. Și asigur cetățenii, în localitatea noastră, va începe cel târziu în luna martie, pardon, o sală de sport în suprafață de 2250 de metri pătrați în fața parcului de agrement din lunca trotușului. În anul 2019 vom demola grădinița din satul Cucuiești și vom începe o grădiniță nouă P+1 cu 4 săli de clasă în satul Cucuiești. În anul 2020, acum, vom începe lucrarea care face legătura dintre DN12A și cantonul Silvic Larga, pe o lungime de 3,6 km asfaltare și construirea două poduri. Deja am dat ordine de începere a lucrărilor. Podul va fi gata în primăvara anului până 2020, până în luna lui aprilie. În luna lui decembrie a participat la Comisia Tehnică de Evaluare la Compania Națională de Investiții pentru construirea unui cămin cultural P+1 în satul Larga. Așteptăm să fie pus la licitație lucrarea și sperăm că în anul 2020 să putem să lucrăm acolo. Deci sunt 5 proiecte care va dudui Dofteana de acum încolo câțiva ani de zile. În anul 2020 implementăm proiectul pentru canalizare. În anul 2020 vom implementa proiectul pentru gaz metan. Deci, v-am spus, mâine va veni cei care ne fac studiul de fezabilitate și vom parcurge tot traseul în teren. Cu gazele va fi o problemă mai lungă, pentru că după ce am terminat studiul de fezabilitate, trebuie să introducem proiectul la Ministerul Dezvoltării pentru o sursă de finanțare. După sursa de finanțare, trebuie să scoatem la licitație proiectul tehnic, cum spunem noi, PTH-ul, după obținerea licitației de un executant autorizat, trebuie să intrăm la implementarea proiectului și la execuție. Deci, în următorii ani va dudui localitatea noastră cu investiții de înaltă structură. La toate școlile din localitatea noastră am intervenit inclusiv la biserici. Deci aș începe cu școlile. Larga Cucuiești, care funcționează pe o singură personalitate juridică și îi spune școala cu clasele gimnaziale din satul Cucuiești, care în afară faptul le-am înlocuit acoperișul, le-am pus termosistem la ambele școli, atât Larga cât și Cucuiești, înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie PVC, am dotat-o cu bănci, cu mese noi, cu scaune noi, centrală termică nouă, grup sanitar interior, grup sanitar exterior. Și anul 2019, la sfârșit, am aprovizionat și am dotat cele două școli cu jocuri pentru copii de la grădiniță, cu calculatoare și cu videoproiectoare. Inclusiv la școlile din Hăgheac și Dofteana, același lucru. Calculatoare, videoproiectoare, mobilier nou, au toți. Bisericile, Larga, care i-am înlocuit acoperișul, i-am făcut întreaga împrejmuire, i-am înlocuit acoperișul la casa praznicală, am construit o casă mortuală în Larga. La Cucuiești am început o casă praznicală, nu, am început o casă mortuală, am construit biserica din nou, făcând o biserică nouă cu sprijinul enoreașilor, dar numai noi, Unitatea Administrativ Teritorială, am dat 22 de miliarde în bani vechi. Anul 2019 am dat 3 miliarde pentru pictură și mai avem de continuat, pentru că biserica este foarte mare și vom continua cu pictura anul acesta. În toamna anului 2019 am băgat centrală termică împreună cu calorifere și ventiloconvector împreună cu enoriașii și ne-a costat 1 miliard în bani vechi. Deci, într-un cuvânt, atât bisericile catolice, ortodoxe și cele pentecostale, că avem 3 confesiuni, arată cât se poate de bine. Închei spunându-vă faptul că
Din 2018 până la ora actuală m-am dedicat administrației publice locale și mi-am dorit ca instituțiile statului, biserici, școli, primărie, dispensar, casă de cultură, cămine culturale, să arate bine. Drept motiv este acela pentru a atrage ca cei ce au plecat din localitățile noastre, că avem peste 1400 de cetățeni, inclusiv copiii care au plecat din localitatea noastră și văd că se reîntorc, își construiesc case, își aduc copiii la grădința cu program prelungit, își aduc copiii la grădința cu program normal, vin la mine și întreabă, avem nevoie de un loc de muncă, atât pentru el, cât și pentru soție, sigur zic eu că localitatea a ajuns la un nivel cât se poate de înalt, dar mai avem multe de făcut, pentru că eu, atât în campania electorală 2008-2012-2016 am spus un singur lucru. Am scris pe afișele mele, votați-mă și mai avem multe de făcut sau voi lăsa faptele să vorbească. Am în mintea mea că în anul 2020-2021 să implementez proiectul pentru un azil sau un cămin de bătrâni în localitatea noastră, asta îmi doresc, și să construiesc o creșă. Pentru că cei care vin din afara granițelor țării trebuie să meargă la servici. Bătrânii care nu pot fi îngrijiți de copiii lor, să-i ducem la un cămin de bătrâni, iar copiii să-i ducem la o creșă, să aibă cineva, să aibă grijă de ei, iar ei să se ducă la servici, să-și câștige o bucată de pâine, să aducă bani acasă și să aducă pâine pe masa copiilor și a bătrânilor. Iată, mai clar decât atât nu se poate, cred că este una din emisiunile noastre foarte bine înțelese de către public și mă bucur foarte mult, domnule primar, că ne-ați prezentat pe larg foarte multe aspecte din activitatea dumneavoastră și, sincer să vă spun, cred că o să iau un calcul, poate când o să mă mut la bătrânețe, să mă mut în comuna Dofteana, pentru că e foarte frumos și foarte curat și plăcut și mai ales poate vă prind în continuare primar acolo, că eu așa mi-aș dori ca cetățean să am un primar ca dumneavoastră. Ideea este următoarea, dragii mei, din păcate timpul nostru rezervat emisiunii a expirat, dar vreau să vă promit și cred că și domnul primar este de acord că prezența dânsului în emisiunile noastre o să mai fie ca o continuitate a ceea ce am discutat astăzi. Aveți foarte multe lucruri de spus, tocmai de aceea o să lăsăm un orizont de așteptare pentru noi toți, să aflăm cum decurge și acest an, așa cum spunea și dumneavoastră, un an un pic mai complicat, dar mă bucur foarte mult că ați avut plăcerea să fiți alături de noi. Dragii mei, în numele dumneavoastră, al telespectatorilor și al echipei care, iată, astăzi a fost alături de noi, să vă mulțumim domnului primar, să vă dorim mult succes și să vă găsim pe baricade în continuare, așa cum ați fost încă de la primul mandat și sunt absolut convins că cetățenii și de această dată vor fi alături de dumneavoastră ca răspuns al muncii pe care o faceți. Încă o dată, multă sănătate, spor la treabă și să ne vedem bine. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o. De fiecare dată voi da curs invitației dumneavoastră, iar cu privire la ceea ce a spus dumneavoastră, să mă găsiți și peste mulți ani acolo, nu depinde numai de mine, ci depinde de cetățenii din localitatea noastră, pentru că eu le-am promis și le mulțumesc totodată pentru încredere pe care mi-au dat-o și în condițiile în care mai dă încrederea și vor să mă mai aleagă la următorul mandat, le spun și vă spun cu mâna pe inimă că mai avem multe de făcut și să aibă încredere în mine, căci eu voi duce toate proiectele la bun sfârșit și nu voi face maculatură în dulapuri numai de proiecte și studii de fezabilitate, ci le voi pune în practică pe toate. Dragii mei, sunt Eugen Ungureanu, emisiunea Personalitatea Zilei de astăzi s-a încheiat. Rămâneți împreună cu noi și urmăriți programele noastre. La revedere!